Când condițiile de viață devin mai proaste, iar economia eșuează, oamenii încearcă să găsească motive pentru necazurile lor. În aceste momente, extremiștii politici pot deveni populari, fiindcă aruncă vina pe umerii unor grupuri de oameni și promit că, eliminându-i, problemele societății vor dispărea. Acest lucru poate duce la eliminarea intenționată a celor diferiți prin rasă, religie, orientare sexuală sau dizabilități, un fenomen cunoscut ca genocid. Cele 10 stadii ale genocidului reprezintă un cadru pentru înțelegerea modului în care se desfășoară crime împotriva umanității, astfel încât să putem observa semnele de avertizare timpurii și, eventual, să le prevenim. Primul stadiu este clasificarea. Extremiștii împart oamenii în grupuri în funcție de caracteristicile lor diferite. Acest lucru se întâmplă adesea pentru a crea o mentalitate noi versus ei, sau pentru a găsi un țap ispășitor pentru problemele sociale. Al doilea stadiu este simbolizarea. Acest lucru implică atribuirea de simboluri sau nume membrilor celuilalt grup. Scopul este să scindeze societatea și să fie clar cărui grup aparții. Al treilea stadiu este discriminarea. Grupul dominant își folosește puterea pentru a le nega altora anumite drepturi sau privilegii. Legi noi pot limita libertatea celor marginalizați, incidentele de hărțuire cresc, iar diviziunea în societate se adâncește. Al patrulea stadiu este dezumanizarea. Grupul vizat este portretizat drept mai puțin uman, adesea comparat cu animale sau cu boli. Privarea unor persoane de calitățile lor umane face mai ușor să justifici violența împotriva lor. Al cincilea stadiu este organizarea. Acesta poate implica mulțimi violente tolerate de clasa conducătoare, sau chiar crearea de miliții finanțate de stat. În unele cazuri, făptașii încep să planifice cu atenție următorii pași ai genocidului. Al șaselea stadiu este polarizarea. Extremiștii demonizează grupul vizat și încearcă să scindeze complet societatea, cerând ca toată lumea să se alăture unei părți. Aceia care vor să reducă tensiunile sunt adesea identificați ca dușmani și opriți. Al șaptelea stadiu este pregătirea. Criminalii planifică acum omorul în masă. Pot identifica victimele prin nume sau număr, pot afla unde locuiesc și pot obține arme sau construi facilități pentru a-și ușura eforturile. Al optulea stadiu este persecuția. Violența se intensifică. Grupul vizat este supus sistematic hărțuirii, strămutării sau altor forme de abuz. Adesea toate acestea se întâmplă sub pretextul unor măsuri de siguranță. Al nouălea stadiu este exterminarea. Începe uciderea în masă. Victimele își pierd din umanitate în ochii culpabililor, care cred că nu fac decât să curețe lumea de un element nedorit și în acest fel își justifică utilizarea unei violențe disproporționate. Al zecelea stadiu este negarea. Cei responsabili de cruzime își neagă faptele, distrug dovezi, dau vina pe victime și încearcă să rescrie istoria, justificându-și acțiunile ca fiind necesare pentru un bine mai mare. De aceea, în urma unui genocid, vinovații trebuie să fie făcuți responsabili, iar trauma trebuie discutată. Apoi supraviețuitorii se pot vindeca, iar societatea poate încerca să se reunească. Trebuie menționat că aceste 10 stadii nu apar neapărat treptat. Ele pot apărea simultan. Dr. Gregory Stanton, care a observat acest fenomen, a sugerat măsuri preventive pentru a combate fiecare stadiu, deși credea că, în final, doar o intervenție internațională poate opri o astfel de catastrofă. În Germania, Cambodgia, Ruanda și în alte locuri, ajutorul din afară a sosit adesea prea târziu pentru prea mulți, motiv pentru care Stanton a fondat Genocide Watch, o organizație non-profit pentru a ajuta la prevenirea următoarei tragedii. Ce credeți? Este cunoașterea suficientă pentru a preveni un genocid? Și dacă nu, ce alte măsuri putem lua pentru a evita următoarea catastrofă? Împărtășiți-vă gândurile în comentarii! Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te!
Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.